Metre, treci mă cu acei! Stai șarpili! Ia mă grasule de aici! Hai să sărim repede în Fortress, oh, facem saltul proaștei, iar de aici, bam! Upa, upa! Astăzi o să vă joc Minecraft, dar după cum vedeți, sunt un mormoloc! Da frate, uitați-vă și voi cât de troll arată treaba asta! Și pentru că sunt un mormoloc, asta presupune că pot să mă transform într-o broască, iar ca să fac asta, trebuie să omor niște pești, frate, și deja văd peștișorii fix aici. What? Dar uitați-vă cât sunt pe lângă pești ăștia. Ce mă ăsta, mormoloc sau ești șarpili? Ești de bun? Ok. Ia veniți mă peștișorilor încoace. Veniți încoace. Bă, da. Greu inimi răspăștea. Bă, veniți mă încoace să vă bată mormolocul. Avem unul. Doi. Ia hai mă să omorâm și niște pești de ăștia. Bam. Vino mă încoace peștișor. Peștișor, vino mă încoace. Ok, patru. Lol, uitați-vă și voi cum se vede treaba asta. Bun, înainte să omor ultimul pește, sunt curios dacă pot să ies din apă cu mormolocul ăsta. Lol, doamne, cât de troll e treaba asta, bă, frate, uitați-vă și voi. Bă, stai șarpili. Sunteți pe lumea voastră de survival și vedeți chestia asta. Ce faceți, frate, ce faceți? Ok, hai să batem și ultimul peștișor. Ok. Bun, 15 bucăți și m-am transformat într-o broască, bă, uite-te la mine. What, cât de tare arată treaba asta. Și văd că am și niște abilități aici. Ok, asta chiar arată dubios rău de tot. Saltul broaștei ăsta ar trebui să fie. Ia să vedem, hai să încercăm să sărim. What? A apărut un porc, dar n-am putut să sar deloc. Ați văzut și voi porcul ăla? Hai, poate trebuie să-l încercăm pe uscat. Ia să vedem, saltul broaștei. Ce se întâmplă că nu merge? Oh, bă, merge! Lol! What? Mama, cât am sărit! Bă, sper că nu mi-au falling damage. Ok, let's go. Bun, deci avem un salt super șmecher, dar cred că trebuie să stăm pe loc ca să-l folosim, pentru că din mers văd că nu merge, mă, frate. Ok, am înțeles cum merge treaba. Ok, și a doua abilitate este o limbă de broască. Hai să vedem ce face treaba asta. What? Bă, am adus porcul lângă mine, ești nebun! Ia uite, mă, mamă, cât de tare e abilitatea asta. Bă, e prea tare, uite-te și tu. Pus să aduc orice mob lângă mine cu limba asta de broască. Ia să vedem, îl nimerim pe Mr. Piggy de acolo. A? Bă, ești nebun! Ia, dacă dau un el cu asta, ok, aparent nu prea dă damage, dar e prea tare treaba asta, deci e prea tare. Bun, hai să luăm și noi acum repede niște lemn ca să ne facem și noi niște unelte. Iar scopul acestui clip va fi, bineînțeles, să punem și noi o limbuță pe dragon, cum am pus și pe porcușorul ăsta. Eu hai să-l tragem și pe ăsta. Ok, nu trebuia să-l trag, am luat foc. Bă, tu vrei să omori broasca? Ia mă, l-am omorât cu limba! Lul! Hai să încercăm să luăm oița aia din zbor. Bam! Ah! Bă, doar repede mai sare bro... ce-a văzut eu acolo, mă? Mare villanul, ești nebun! Fie antenă care și fierar aici, păi ne blindăm serios sau respect? Bă! Ok, mai bine nici nu cred că se putea. Bine, poate să-mi fi dat un pickex, dar deja suntem bine rău de tot pe plindare. Ia să vedem unde e urâtul, să-i dăm o limbă peste față. Ia uite-l pe urât aici, ia să vedem, mă, pot să-l iau. Ia uite cum l-au luat și pe ăsta, mă, cu tăia broască. Ia uite, mă, ia să încercăm de aici, ia. Ia uite, mă, mamă, cât l-a dus. Bă, e prea nebunie cu limbuța asta. Bun, hai să luăm și noi repede niște mâncare ca să băgăm la maț. Pisi, ia limbuța, pisi. Mamă, cât de troll e. Gata, sper să-mi ajungă pâinica asta. Hai să băgăm și noi ceva consistent la maț. Deja vine noapte, ești de bun. Hai să-l bate repede pe Iron Golem-ul ăla până se întunecă de tot. Umetre, treci mă încoace. Bum. Oulă, nu. Ok, saltul broaștei, hai că saltul broaștei dacă e, mai bag o fisă. Saltul broaștei, repede! Ia bătaie de la broască. Bun, ok, e dimineață și uite pe cine am găsit eu aici. Bă, dar repede s-a mai spawnat, ești nebun. Să-l tragem noi într-un loc mai sigur. Rocoace. Sunt curios dacă merge să-l omor cu limba, ia să încercăm. Ok, nu vreau, nu mai încerc. Saltul broaștei. Ok, bă, mi-a dat de-i săritură. Bun, n-o să mai încerc cascadorii din astea. Hai să-i o dăm direct pe șleau. Domnul Creeper, tu ce faci, mă, acolo, nebunule?
Ia bă de aici. Ulu, nu! Bă, mi-a bubuit Iron-ul nebunul. Hai că am avut și eu Iron dacă e. Hai acum, dacă tot avem Iron-ul ăsta, hai să facem repede un pickaxe ca să mergem un pic la minat, să facem și noi rost de restul de Iron de care avem nevoie. Bun, deci trebuie să găsim un revine neapărat, așa că hai să dăm o săritură. Și vedem un revine. O, oh, dar am văzut un lava pool, e bine de știut. Și cred că văd și un revine exact acolo. Săritura și bam, direct în apă, în habitatul meu natural. N-aș fac că din apă nu pot să sar? Bă, da, merge! Let's go și uite cât am mai revine-ul aici. Bine, de fapt nu e chiar atât de mare, dar să sperăm că găsim iron pe aici. Uite-l pe domnul schelete, ăsta se bate de la depărtare, dar dacă îi dau cu limba, ce ai făcut, mă nebunule, că nu mai dai tu de la nicio depărtare. Ulu, grădinița! Grădinița, de ce bați, mă, broască? Bun, am găsit și iron-ul și pentru că suntem în revine-ul ăsta, după cum vedeți, e foarte întuneric. Deci o să trebuia să pun ceva luminozitate din setări, pentru că am văzut că nu știu ce update și-a făcut frate YouTube-ul, că nu știu, parcă se vede mai întunecat pe clip, dar nu înțeleg de ce. Și să mă scuzați dacă mă aud un pic mai în ecou, dar tocmai m-am mutat și am cam goală camera, adică de asta se aude și în ecou așa, dar pe viitor promit eu. Vă promite broasca că rezolvă. Hai să luăm repede și niște coal. Bă, dacă am puțin iron, dacă mă întreb pe mine. Uite, mai e aici. Mamă, ce e aici? Ok. Bam, saltul proaștei și am trecut de voi, fraierilor. Mamă, cât de tare e refine-ul ăsta și uite diamante aici. Sper să fie mai mult de unul. Bun, și avem 24 de bucăți de iron. Cred că am putea să ne cărăm de aici. Bă, și până la urmă, ce videoclip e ăla dacă nu pui limba și pe Wire Rose? What? Care erau șansele să găsesc cu Wire Rose? Lăsați un like pentru Wire Rose. Oh, păi dacă știam că se spawnează așa mulți golem, nici nu mă mai duceam să iau Iron, frate. Hai să ne băgăm și noi așa la somn, cu picioarele lui Gigel în gură. Iar acum că e dimineață, hai să punem niște furnăsuri repede aici ca să punem tot Iron-ul. Bă, da, am luat și eu cărbune, nu m-am zgârcit deloc. Ia uitați ce-a găsit chestul ăsta aici, 3 emeralde, păi se trag pe dreapta aici, nebun. Până o să se facă Iron-ul ăsta, bă, cred că o să mă duc să iau niște lemn ca să facem trade-uri cu flecerii, să luăm și noi emeralde și să facem rost de perle, zic. Ia să băgăm noi saltul broaștei, ok, și o să spargem toți copacii ăștia de aici. Mamă! Ok, hai că ăsta e ultimul copac, că deja a venit noapte, ești nebun? Și hai să vedem cât lemn am adunat până acum. Mamă, let's go! Păi o să facem la emeralde de o să ne săturăm. Dar până să facem emeraldele alea, hai să dăm repede saltul broaștei și să ne ducem înapoi în village. Bam! Bună, frumosule! Asta ar fi una dintre glume. La somn, la somn! Ok, s-a prăjit și iron-ul. Bine, mai puțin ăsta, că am uitat să pun cărbune. Dar nu mai contează, că oricum e de ajuns. Și acum, dacă tot avem iron-ul, hai să ne facem și noi armurica. Facem repede și un scut. Iar acum suntem amodobroscuța completa. Bă, îmi stă casca peste ochi. Băiatu, hai să te fac Fletcher, frate, hai să te fac Fletcher. Aia zic, ia să vedem. Și vrea și bețe pentru emeralde, let's go. Facem o grămadă de bețe. Iar cu astea o să facem o grămadă de emeralde. Bă, voi ce faceți, bă, nebunilor, acolo? Amin? Bun, lăsând gluma la o parte, bă, am cam făcut ceva emeralde și tot mai am bețe, frate, dar nu mai am fleceri, efectiv. Nu mai am villager cu care să fac fleceri. În cazul ăsta, hai să luăm repede niște săgeți. Bă, și niște arcuri. Hai că am luat 10.000 de arcuri și mă panicasem că credeam că am dat toate emeraldele. Păi bun, acum că avem și arcuri și săgețile, hai să mergem în Nether să facem rost de blaze-uri. Și ții minte că văzusem un lava pool cât căutam revine-ul. Opa, uite-l! Mamă, și cât am mai lava pool-ul, frate! Păi hai să facem portalul, bam, punem aici, spargem frumos, 3 în sus, 2 aici, dăm drumul la apă și putem să facem portalul. Bam! Bam, și portalul e gata. Hai să-i dăm drumul și let's go spre Nether. Gata, broasca a aterizat pe Nether, frate. Ok, saltul ăsta chiar o să fie super de folos în Nether. Adică putem să sărim super lejer și să ne plimbăm pe aici. Hai, trebuie să fie un fortis pe aici, pe undeva. Nu. Mamă, ce-am crezut că o să cad. Bă, cât noroc am avut. Bă, de ce atacați, bă, broasca, nebunilor? Am sărit peste voi, wow. Uite fortress-ul, uite fortress-ul. Mamă, ce maginic este ăla nenorocit. Hai să sărim repede în fortress. Hai că am sărit dacă e. Mai bag o fisă.
Ok, a mers oarecum. Bun, și uite Blaze Money. Hai să tragem scutul repede pe dreapta, iar acum să le dăm în cap. Ok, și avem primul Blaze Road. Băi, nebunule, vino cu acest să-ți dau o limbă, mă, nebunule. Mamă, cât de tare e că acum pot să iau efectiv și să-i trag la mine. Prea tare abilitatea asta pentru Blaze-uri, vorbesc serios. Ziceți voi că nu e tare. Ia fi antenă, dar nu-l trag pe ăsta până aici. Mamă! Bă, știi ceva? Ia hai mă să-i dăm și cu săgețile, că doar n-am luat degeaba arcul ăsta. Marcu, pardon. Al doilea Blaze Road. Ce snipe i-am dat? Și-a dat și Blaze Road. Mamă, s-au spawnat 3. Ok, ok, mă retrag un pic, mă retrag un pic. Ia vine-o cu coace, mă, nebunule. Pam, pam. 4 Blaze Road-uri. 5. Treci în coace. Ok, 6 Blaze Road-uri. Vino, mă, înapoi. Mamă, cât de tare e abilitatea asta. Pam, pam, pam. 7. Hai, o dă-l ăsta cu Marcu. Bun. Și-a dropat și Blaze. Avem 8, ne mai trebuie unul ca să facem și un cleric. Uite, unul exact aici. Mamă, l-am luat din atac direct. Lol, bă, era un Blaze Road fix aici. Cred că nu l-am luat când am bătut un Blaze aici. Păi avem 9 Blaze Road-uri, deci putem să plecăm, putem să ne cărăm de aici. Dar înainte să plec, bă, mai vreau să testez o singură chestie. Și anume, vreau să văd dacă merge să-l trage pe grasul ăsta cu limba. Ia, ia, ia. Mamă, nu te cred! Bă, pot să-l trag cu limba, ești nebun! Ia mă, grasule, de aici! Mamă, nici nu știe ce se întâmplă, let's go! Mamă, și mi-a dropat și lacrimă! Da, nu prea avem ce să fac cu ea. Hai, acum să mergem înapoi în Overworld. Bun, acum trebuie să mă întorc înapoi în village și să fac neapărat un cleric ca să facem rost de perelele alea. Așa că hai să-i dăm cu saltul broaște, ești nebun! Badum, și am ajuns în village. Bă, băieți și fete, uitați-vă și voi câți Iron Golem sunt aici. Unul acolo, unul aici și mai e și unul în spate. Știți ce înseamnă asta, nu? Mai dați-vă, bă, încolo, că prea mulți urâți pe metru pătrat, ești nebun? Bă, dar n-avem, bă, și noi un șomer pe aici, mai șomați, mă, și voi, nebunilor. Hai, care se face cleric? Bun, sper să-mi dai perle, mă, nebunule. Hai că am emeralde proaspete, nu așa, nu sunt fake-uri. Ia să vedem momentul adevărului. Și let's go, ne-a dat perle, bă, băiatu. Vezi, mă, ce băiat de treabă, bravo, mă, frate. Ok, și avem 12 perle. Bă, sincer să fiu, o să fie cam riscant să mergem doar cu 12 perle. Așa că o să mai aștept un pic până mi se resetează trade-ul cu băiatul ăla. The following day. Bun, și se pare că și-a resetat trade-urile băiatul, așa că hai să mai luăm perle. Bun, deci avem 14 perle. Bă, asta ar trebui să fie de ajuns. Așa că hai să facem repede, repede ochianele și să dăm primul ochian. Să vedem încotro trebuie să mergem. Bun, ia să vedem. Și înapoi. Nu te sparge, te rog. Bine. Mers ca 1000 de blocuri. Hai să mai dăm un ochian. Mamă, tot înainte, mă, frate. Măcar nu s-a spart ochianul. Alte 500 de blocuri. Mai dăm un ochian și tot înainte. Hai mai dăm unul fix. Hai că s-a întors. Deci pe aici ar trebui să fie. Ia mai dăm unul încoace. Ok, tot în spate, tot în spate. Te rog, nu te sparge. Perfect. Hai încă unul. Ok, deci pe aici ar trebui să fie. Te rog, nu te sparge. Come on, bine rău de tot. Avem 14 endraiuri. Efectiv n-am spart niciun endrai. Punem ușița asta aici și acum hai să-i dăm în jos, băi, băie și fete. Am punem bloc deasupra. Găsim noi oare stronghold-ul ăla sau respect? Oh, let's go, let's go. Am intrat fix aici la stronghold. Hai să vedem, să vedem unde-i portalul, mă, frate. Că portalul ne interesează pe noi. Să meargă brească să-l bată pe dragoneaș. Mamă, cât de tare e asta de ametist aici. What? Uite diamante, lol. Bă, mă, lași. Mamă, și sunt diamante de-astea normale. Astea sunt mult mai rare decât alea de la Deep Slate. Știți ce zic? Adică, pe bune, cred că n-am mai găsit diamante de-astea normale de o grămadă de timp. Și uite câte sunt. Mamă, am 7 diamante. Ce să facem noi cu astea 7 diamante? Ne facem niște boost de diamond, bam. Și ne facem și un topor de diamond să-i dăm în cap la dragon. Și uite portalul. Mamă, cât de ciudat e pus fix aici. Opa, și clasicii șobolănei. Ia hai să încercăm să tragem un șobolănel de ăsta cu limba. Ia să vedem, merge? Bă, merge să trag și șobolănelul, ești nebun? Las-mă topor în cap. Mamă, cât s-au spawnat. Plecați-vă de aici. Nebunilor.
Hai să le spargem repede spawnerul. Mamă, și uite câte ochiane are portalul ăsta. Cred că n-am dat niciodată de un portal cu 4 ochiane, ești nebun? Și o care îmi făcea în griji că n-o să-mi ajungă. Come on, mai am 6 ochiane, frate. Să aruncăm și noi gunoaiele din inventar. Iar acum broasca e pregătită să bată dragonul. Let's go. Bun, facem un salt. Bam. Oh, mamă, ce era să cad. Ok, după ce o să-i sparg toate cristalele, o să încerc să dau cu limba peste ceafa dragonului. Chiar sunt curios dacă putem să-l tragem cu limba, frate. Hai să lăsăm pălăvrăceala și să-i dăm drumul cu cristalele. Bun. Let's go. Așa acolo? Aia zic, țintit și lovit. Treci până acolo. Ba, m-am nimerit și dragonul chiar. Perfect. Mama, ăla e cam sus, frate. Sau nu e atât de sus? Ăsta, în schimb, e foarte sus. Dar nu e nicio problemă, pentru că o să facem saltul broaștei. Iar de aici, bam. Și ăsta la fel. Bum. Mama, cât de ușor e să spargi cristalele cu abilitatea asta. Și cred că mai e doar unul. Ăla mai e. Iar luăm și pe ăla, mamă, l-am luat și pe ăsta. Iar acum, hai să vedem dacă putem să tragem dragonul cu limbuța asta sau respect. Ia bă, chiar sunt curios. Opa, opa, bă, a mers. Lol, nu pot să cred, chiar merge. Eu, hai să mai încercăm o dată. Nu mă coace. Bă, trag dragonul cu limba. Bă, bă, cât de tare e asta. Nu mă coace, ei. Păcat că totuși nu pot să-l țin pe loc aici. Vedeți că-l trag, dar fuge. Ok, ok, merge. Let's go! Hai că m-a luat și Enderman-ul la păpuci. Bă, Enderman-ule, de ce mă iei la păpuci? Sunt doar o brăscă nevinovată. Mamă, și n-am scutul pus. Ok, ok, ok. Mamă, și sunt doi pe mine, sunt doi pe mine. Bă, dar se țin ăștia după mine, nu grumă. Mi-a venit o idee. A, mă, mai veniți după mine acum. Mai veniți după mine. Hai să ne regenerăm. Ai, pe bune că a dat dragonul fix aici. Nu se poate. Băgăm o fisă. Ok, sper să nu mai dea dragonul la mine. Bă, mai am 5 mere și eu efectiv trebuie să bat Enderman-ii ăștia. Trebuie să bat și dragonul. Oh, nu, oh, nu. Ok, hai să-l batem și pe ăsta. Mama, am 2 inimi. Efectiv, dacă îmi prinde ăsta un hit, sunt rustin pe peronii. Ok, o să trebuie să am grijă de acum la Enderman. Și mai am 4 mere, bro. 4 mere, vai de ele. Să vedem cum batem noi dragonul acum. Ok, o să trebuiască să joc super safe. Deci asta înseamnă că nu mai pot să trag dragonul cu limbuța. Dar în schimb, pot să mă duc să-i dau la căpățână. Hai să-i dăm la căpățână atunci. Când o să trebuiască să-i dau ultimul hit, atunci o să trag dragonul cu limbuța. Dar până atunci să nu mai sprintez, că mai am doar 2 mere. Mai are jumătate viață. Perfect. Băi, am dat ceva damage. Ok, a zburat iară. Bă, hai să-i dăm și cu Marcu, zic. Dacă tot îl avem pe Marcu, putem să-i dăm o grămadă de damage cu el. Hai să-i mai dăm câteva topoare peste ceafă. Haide, mă. Nu fugi, nu fugi. Ar trebui să rezolve bug-ul ăsta, că efectiv, vedeți că nu mai vedeam dragonul pentru câteva secunde. Să-i mai dăm cu Marcu. Bun. 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 Foarte low. Bam. Bam. Mai dau așa cu pickaxe-ul. Pumnul. Și acum vreau să-l trag cu limba și să-i dau o bucată. Bă, dar nu mai merge limba pe el. O, bă, da, merge. Ah, n-am reușit să-i dau ultimul hit. Ok, ok, hai, mai încercăm o dată. L-am prins. Nu. Nu coace. Ok. Na, 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 nu fugi, nu fugi. Nu pot să-i prind, bă, ultimul hit. Nu coace. Așa, așa. Mamă, nu pot să-i prind ultimul hit, efectiv. Bă, da, l-am prins. Ok, dar cred că trăsesem Enderman-ul acolo. Dar totuși se pune. Adică n-aveți ce să ziceți pe bune. Bun, și-am pus și limba pe dragon. Iar cam asta a fost clipul, băieți și fete. Dacă v-a plăcut, nu uitați să lăsați și voi un like, să dați un subscribe în caz că n-ați făcut-o. Iar noi ne vom revedea data viitoare. Salut!